Județul Timiș are un nou subprefect de miercuri 24 aprilie, în persoana lui Raul Ambruș, care ocupă locul lăsat liber de Sorin Ionescu. Acesta din urmă a hotărât să se întoarcă la catedră și să deschidă lista de consilieri PSD la alegerile locale. Ambruș a depus astăzi jurământul pentru noua funcție după ce numirea a fost făcută cu o zi înainte de către Guvernul României. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Timiș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. La ceremonia în care Raul Ambruș a depus jurământul, desfășurată prin videoconferință, a luat parte și prefectul Mihai Ritivoiu. Interesant este faptul că celălalt subprefect al județului Timiș, Ovidiu Drăgănescu, a lipsit. Raul Ambruș a transmis un mesaj la final. Pe plan politic a fost consilier local din mandatul 2020-2024, până luni când mi-am înaintat demisia în Consiliul Local. Pot să spun că la nivel local m-am implicat activ în activitatea societăților din subordinea primăriei și cred că am făcut-o destul de bine și am asigurat un echilibru în ceea ce ține de societățile din subordinea Consiliului Local. Doresc să avem o colaborare cât mai bună. Sunt convins că o să avem o colaborare sănătoasă. Știu că majoritatea dintre dumneavoastră aveți experiență și vă conduceți serviciile și departamentele de mult timp. Și sunt convins că împreună o să facem treabă bună și vom avea o colaborare, așa cum spuneam, sănătoasă. De curând, Raul Ambruș a hotărât să iasă cu formațiunea sa Partidul Liberal din Alianța Dreapta Unită, constituită la nivel județean din partidele USR, PMP și Forța Dreptei. Motivul invocat este că această alianță îl susține pe Alin Nica, personaj cu care Raul Ambruș a avut conflicte mai vechi. S-a reorientat însă rapid și s-a alăturat Partidului Social-Democrat.